Cartierul Banovița din municipiul Drobeta Turnu Severin concurează în prezent cu cele mai moderne zone din țară prin implicarea primarului Marius Creciu. Datorită edilului, proiecte importante au fost realizate în acest cartier, iar începând de astăzi, cetățenii care locuiesc aici au parte și de un mini-complex sportiv la standarde europene. Dintr-un teren viran a făcut ceva foarte frumos și era aici înainte. Aici a fost un teren viran unde se depozitau materiale de construcții, adică betoane, gunoaie. Sparte, gunoaie. A fost un teren nepropice spațiilor de locuit și ceea ce s-a făcut este deosebit pentru acest cartier. Deci chiar ați făcut, văd, și terenul de sport, de fotbal și cel multifuncțional și locul de joacă. Acum sperăm ca și cei din cartier să înțeleagă și să păstreze, pentru că e făcut pentru cetățeni, pentru ei, pentru copiilor. Și e important să și păstrăm. Având în vedere că nu este niciun teren în apropiere pentru spații de joacă. Asta a fost și ideea primăriei. Încercăm să venim aici în dreapta, în capăt, după strada aceasta, o să facem și o creșă, avem prins. Încercăm să venim cu toate aceste servicii în zona în care oamenii locuiesc. Să nu plece de aici copiii să joace în centru sau la biserica de carton, și invers, sau să joace un fotbal aici, să nu se ducă în altă parte. Primarul Marius Creciu consideră mișcarea esențială și a dorit, prin construirea acestui complex sportiv, să asigure condițiile favorabile dezvoltării unui stil de viață cât mai sănătos și activ. Este o lucrare de aproximativ 2 milioane de lei, realizată pe fonduri europene. Locul era un teren viran, plin de deșeuri și resturi de construcții, iar acum locuitorii vor avea acces la un teren de fotbal, un teren multifuncțional, loc de joacă pentru cei mici și aparate de fitness în aer liber. Cercăm prin investițiile pe care le facem să venim în întâmpinarea oamenilor care locuiesc în această zonă, să-i păstrăm aici pe copii să nu plece, să nu migreze, să zic, în alte zone ale orașului. Fiecare cartier ar trebui să aibă acest gen de activitate, acest gen de servicii, să aibă un teren de sport, să aibă loc de joacă, să aibă o grădiniță, să aibă o creșe. Și după cum vedeți, încet, încet ne punem pe picioare, încet, încet venim în fiecare cartier și creăm astfel de servicii. Aici avem o investiție de aproximativ 2 milioane de lei, cu două terenuri de sport, loc de joacă, amenajarea întregii zone, așa cum spunea și doamna, aici a fost un teren viran, un teren al nimănui, cu depozitare de gunoaie, cu buruieni, și a ieșit ceva extraordinar. Țineți minte că și în Schela am făcut la fel, teren de sport la școală, teren de joacă pentru cei din Schela de sus. De altfel, lângă această investiție, anul viitor va începe construcția unei creșe, a unui parc și posibil a unei grădinițe. Continuăm cu creșe în zona Aneleuri, cu creșe în zona cartierului Veterani. Ce spuneam mai devreme, încercăm ca aceste servicii să le ducem acolo unde oamenii locuiesc, unde oamenii trăiesc, să aibă totul la dispoziție, să poată trăi elegant. Cartierul în care ne aflăm, știți foarte bine, l-am luat de la zero, străzi neasfaltate, fără gaz, fără apă, fără canal, o parte din cartier. Astăzi oamenii sunt extrem de mulțumiți și noi ca primărie și eu personal ca primar am mândria că încet, încet, pas cu pas, creăm lucruri și zone extraordinare pentru municipiul nostru. Ideea primarului Marius Creciu a fost de a construi astfel de complexe în cartierele nou formate, pentru ca cei care locuiesc aici să beneficieze de toate condițiile de trai și să aibă acces la servicii de calitate, fără a fi nevoit să se deplaseze în alte zone. Deși termenul de finalizare al proiectului era prevăzut pentru anul viitor, administrația locală a municipiului și constructorul au făcut o surpriză locuitorilor din această zonă și au finalizat lucrările înainte de termen. Proiectul a fost licitat la valoarea de 1.555.000, pe 20 de luni a fost. Noi suntem mult mai repede gata, anul viitor, în aprilie, a trebuit să fie finalizarea. Așa cum vedeți, ea este deja spre terminare. Dotările au costat 100.000 de lei, dotări de foarte bună calitate, de la furnizori certificați, pentru a fi în siguranță copiii și cei care practică sport aici. Așa cum vedeți, gazonul este de calitate, cumpărat de la firme certificate, iar vopseaua dată pe terenul multifuncțional este adus din Franța. Deci este de la furnizor, de la oameni care știu să facă treburile astea.
Noi sperăm că cei care vor exploata aceste spații să o facă în condiții deosebite, pentru că materialele au fost de foarte bună calitate puse aici. Era o investiție necesară. Da, era o investiție necesară, deoarece acest cartier, așa cum știți, este un cartier un pic marginaș al orașului, cu foarte puține spații unde ar fi putut să se desfășoare alte activități decât locuit. Și atunci acest spațiu dă o calitate acestui cartier. La preluarea mandatului, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a decis că nu este posibil ca zone ale Severinului să fie uitate, cartiere marginașe să fie ocolite, iar multe spații publice să rămână nepuse în valoare. Astfel a început și continuă cel mai amplu proiect de modernizare a infrastructurii din ultimii 10 de ani în cartierele marginașe ale orașului. În această zonă au fost derulate multe proiecte de la zero, esențiale pentru un trai decent.